Bună ziua! Astăzi este o zi specială pentru mine, personal, pentru toți cei din Republica Moldova, Academiei de Studii Economice, prima și cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior în Republica Moldova, face 30 de ani. Acum, 30 de ani, când Republica Moldova a obținut o independență, noi am realizat că nu poți avea independență fără economie, ori nu poți avea economie dacă nu ai o instituție de învățământ superior. Cei care ne-au ajutat la început au fost frații noștri din România, Academia de Studii Economice din București, Paul Brand, care a venit aici în Republica Moldova cu un grup de profesori. Ne-au ajutat la deschiderea acestei academii și eu sunt onorat și mândru de faptul că am fost prima promoție care am intrat în Academia de Studii Economice. De atunci au fost foarte mulți oameni amatori, am avut mai mulți rectori. Academia de Studii Economice, dacă inițial nu știa pe nimeni, acum avem colaborare cu zeci de țări și astăzi, într-o zi atât de solemnă, vreau încă o dată să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la formarea mea personală, formarea zecilor sau miilor de economiști din întreaga țară, instituția care ajută cu eforturile care le poate depune, ajută la formarea statului Republica Moldova prin educație economică, prin pregătirea economiștilor, prin toate sferele, fie în sectorul financiar, fie în sectorul economic, chiar și în sectorul public, majoritatea oamenilor care activează sunt absolvenți Academiei de Studii Economice. La mulți ani SE, la mulți ani tuturor celor care au absolvit cândva SEO. Cu această ocazie, pentru că avem un prilej destul de frumos de a ne aminti despre învățământul superior din Republica Moldova, m-am gândit astăzi să abordez o temă destul de interesantă după mine și care cel puțin nu mai cunosc vreodată să fie discutată, și anume exportul serviciilor educaționale de către Republica Moldova. Da, ați auzit foarte bine, Republica Moldova în prezent, pe lângă tot ce exportăm noi, vinuri, floarea soarelor, producție agricolă și multe alte lucruri, un lucru care îl exportăm este serviciile educaționale pe care noi le prestăm străinilor care vin în Republica Moldova. Deci suntem la analize economice, cea de-a 22-a ediție, un produs comun între IDES Viitor și PVSQ. Toate celelalte ediții le puteți vedea, fie pe pagina Privescu, fie pe pagina IDES Viitor sau pe pagina mea personală, ionita.md. În dreapta vedeți acolo analize economice și găsiți toate analizele. Deci, după cum am spus, Republica Moldova, pe lângă bunurile care le exportă la nivel de 2,7 miliarde de dolari suntem în prezent, noi exportăm și servicii. Serviciile exportate de Republica Moldova se cifrează undeva la 1,3 miliarde de dolari, sunt jumătate din tot ce exportăm bunuri. Noi de multe ori uităm de servicii, dar ele sunt, de fapt, este domeniul unde noi exportăm mai mult decât importăm. Deci Republica Moldova s-a învățat de exporta mai mult. Principalii servicii sunt servicii transport, serviciile IT, însă un serviciu deloc neglijat este exportul de servicii educaționale. Mai mult ca atât. În opinia mea, și asta voi demonstra la sfârșitul prezentării, învățământul superior de Republica Moldova trece printr-o criză provocată de tendințele demografice negative. La noi pur și simplu nu mai avem copii, iar cei care sunt în cea mai mare parte pleacă peste hotare și noi pur și simplu nu avem copii care să meargă la facultate. Și dacă n-ar fi străinii, cred că învățământul nostru ar suferi și mai mult. De aceea, în opinia mea, exportul de servicii educaționale, încă o dată, este ceva care ne aduce valută în țară, 1, și 2, din țară nu pleacă nimic decât rezultatul intelectului nostru. Dacă ne uităm atent la datele oficiale, care cu amabilitate ne le oferă Banca Națională, deci dacă vă duceți pagina Băncii Naționale, puteți obține aceste date, dar dacă nu aveți timp, vă le dau eu cu mare amabilitate, ne uităm atent Republica Moldova, în acest an, volumul de exporturi a serviciilor educaționale se cifrează, cred că va fi ceva mai puțin de 50 de milioane de dolari. Deci asta este volumul doar ceea ce înseamnă prestarea de servicii. De ce spun doar aceasta? Că cușa vă explica din ce cauză. Noi, practic, datele avem începând cu 2011 până în 2011, astfel de date la noi nu se colectau în mod separat. Nu, este foarte greu să le găsești în altă parte, dar undeva în 2010 era la nivel de 15 milioane de dolari. Deci putem spune că în 10 ani de zile, volumul exporturilor de servicii educaționale a Republicii Moldova au crescut de peste 3 ori și aceasta se va confirma și cu alte date care le voi prezenta ceva mai scurt. Însă, asta nu este tot. Din ce cauză? Atunci când vorbim de servicii, fie servicii de turism, fie servicii educaționale, trebuie să înțelegem că însuși acest serviciu propriu-zis generează în jurul lui și alte cheltuieli ale străinului în cazul dat. Atunci când noi vorbim de turist, de exemplu, el când vine în Republica Moldova, plimbă pachetul turistic, el mai cheltuie bani suplimentar, iar când vorbim de servicii educaționale, plângă banii propriu-zis pe care studentul îi plătește pentru universitate, el mai are și alte costuri, cum ar fi chiria,
transport, zboară, pleacă, dacă este companie străină, nu o considerăm ca nostru, dacă este companie locală, le considerăm ca nostru, și consumul care îl face în Republica Moldova. Deci, întrebarea trebuie pusă formulată altfel. Cât câștigă Republica Moldova din faptul că noi învățăm străini aici la noi acasă? Sau altfel spus, ce venituri generează studenții străini care învață Republica Moldova? Dacă ne uităm în cifre, putem estima că anual Republica Moldova câștigă doar prin faptul că avem studenți străini care învață Republica Moldova 100 de milioane de dolari, ceea ce este de 4 ori mai mult decât acum 10 ani urmă. Deci noi, datorită acestor studenți străini, câștigăm. Întotdeauna îmi place să dau comparații cu vinul, deoarece vinul este produsul nostru de bază, care ne lăudăm noi, care este mândria noastră, care Republica Moldova deține o cotă importantă în lume. Deci noi exportăm vinuri în prezent undeva la nivel de 140 de milioane de dolari, iar serviciul educațional, care nu se vede, despre care nu se discută, noi avem anual circa 100 milioane de dolari, comparabil cu exportul nostru de vinuri. Dacă depuneam un efort mai micuț și voi arăta care efortul trebuiau depusă și trebuie depus, încă nu este târziu, atunci noi această cifră de afaceri o putem foarte ușor crește la 200 de milioane de dolari. Dar haideți să le trecem pe rând. Prima, câți studenți străini învață în Republica Moldova? Dacă ne uităm atent în grafic, observăm că la ziua de astăzi învață aproximativ 4600 de studenți. Am avut 1200 acum 12 ani în urmă, iar în prezent avem 4600. Deci avem o cifră destul de considerabilă, ținând cont că la noi numărul de studenți crește, scade dramatic cu fiecare an, deci numărul studenților noștri, numărul studenților moldoveni care îi avem noi scade dramatic. Și mai târziu voi prezenta graficul, este legat de câțiva factori. Primul factor, demografic, numărul cetățeni, numărul de copii la noi în țară, pur și simplu scade fără precedent și este legat de natalitatea scăzută. Al doilea, migrația pleacă și trei, mulți moldoveni, mulți cetățeni din Republica Moldova preferă să-și dea copiii lui lor la educație în afară Republicii Moldova. Și atunci, în contextul în care număr de studenți moldoveni scade, unii cu grup care crește sunt studenții străini și aceia, de fapt, ne permit să menținem pe linia de plutire sistemul nostru educațional sau chiar ne ajută să-l salvăm. De unde vin studenții? Deci 4600 de oameni nu sunt atât de puțin ca să facem așa încăpuire. Asta este populația la două sate. Deci două sate din Republica Moldova, imaginați-vă că sunt formate din persoane străine. Toți îmi miră de unde vin studenții. Haideți să le luăm. Eu aș împărți lucrul acesta în două categorii. Deci vreau să vorbim despre exportul de servicii educaționale, dar nu din faptul să vă uimesc că noi câștigăm 100 de milioane de dolari învățând studenții străini, dar să vă arăt și provocările prin care trecem noi și această ramură care este, să zicem așa, nu a fost în atenția publică sau cel puțin eu nu mi-aduc aminte că vreodată să fie discutat la modul serios despre aceea că Republica Moldova trebuie să fie o economie orientată spre exportul de servicii educaționale. Eu nu mi-aduc aminte să fost această discuție. Întrebarea ar fi ce trebuie de făcut ca noi să dezvoltăm această sferă de servicii și Republica Moldova, care are un deficit al balanței comerciale enorm. Deci anul acesta la noi exporturile cresc, dar importurile cresc cu mult mai mult și nu crescăm, dar deja este sigur că vom avea cel mai mare deficit al balanței comerciale. Întrebarea care își opune toate guvernele, și în special guvernarea actuală, cum să creștem exportul moldovenești? Una din soluții este creșteți exportul de servicii educaționale. Haideți să luăm, de unde vin? Dacă vă uitați, topul țărilor de unde vin studenții în Republica Moldova. În paranteză, anul când a fost atins numărul maxim de studenți. Pe primul loc este România, cu 2125 de studenți în anul 2020. De fapt, în prezent, țara numărul 1 care ne aduce cei mai mulți studenți este România. Nu a fost întotdeauna, acum și vom vedea de ce. Pe locul 2 se află Israelul, care în 2015 ne-a dat 2040 de studenți. Pe locul 3 este India, care în prezent ne dă 605 studenți. Deci aș vrea să țineți minte aceste trei țări, deoarece acum vom reveni la ele. Deci acestea sunt trei țări care în prezent au o dinamică pozitivă, cu excepția Israelului, despre care voi explica din ce cauză se întâmplă acest lucru și care este secretul cu Israelul. Următoarele trei țări este Ucraina, Siria și Iordania. Deci toate trei țări, dacă vedeți, am avut recordul în 2000. De fapt, acestea sunt topul trei țări care au înregistrat cea mai mare scădere a numărului de studenți. Și aceasta trebuie să fie provocarea noastră. Noi, dacă ne-am fi
asigurat ca numărul de studenți să-l menținem la același nivel care am atins vreodată o maximă, atunci la noi numărul de studenți în prezent ar fi fost de vreo două ori mai mare. Ce am în vedere? Spre exemplu, dacă am avut în Federația Rusă în 2678 de studenți, tot ce trebuia să facem să menținem la același nivel. Dacă am avut în Iordania 302 studenți, trebuia să menținem la același nivel. Noi, din păcate, pe anumite dimensiuni am mers bine, pe altele am mers extrem de prost. Din ce cauză? Din simplu motiv că niciodată în Republica Moldova, eu pot aceasta să spun cu toată certitudinea, atragerea studenților străini n-a fost o prioritate, nu a fost văzută ca o prioritate și noi în general niciodată nu ne-am gândit că de fapt serviciul de educație sau de instruire sau de pregătire a studenților este un serviciu care îți poate aduce valută în țară. Haideți să ne uităm primele trei țări și vom vedea anumite concluzii. Dacă ne uităm atent dinamica studenților, vom vedea că avem trei țări care în prezent, în principiu, înregistrează cea mai mare creștere. Prima țară este Israelul. Deci din Israel, în Republica Moldova, undeva după 2006-2007 au început să vină studenți și am ajuns la 2000 de studenți. De fapt, Israelul foarte mulți ani a fost țara care, nu foarte mulți ani, dar în ultimii 10 ani de zile a fost țara care determina tot ce înseamnă creșterea numărului de studenți străini care sunt în Republica Moldova. După aceasta, dacă vă uitați atent, după 2018 avem un declin foarte puternic de 700 de studenți. Acum am ajuns la 1300 de studenți din Israel și vă pot spune că acest declin ne aduce pierderi anuale de 15 milioane de dolari. Dacă vorbim la modul serios, este o întrebare care trebuie să ne punem: ce s-a întâmplat cu Israelul din cauza căruia noi în prezent pierdem 15 milioane de dolari în casări? România este într-o creștere foarte puternică și un campion nou sau unul care s-a aruncat foarte brusc în top este India, care de la nimic, acum 5 ani în urmă, am ajuns la 600 de studenți. Cu România și cu India nu vreau să mă opresc până ci, dar vreau să mă opresc la Israel. Din ce cauză la Israel? Am avut posibilitatea la universitate, fiind în Consiliul Științific, am avut posibilitatea să ascult sau să fiu prezent la o teză de doctor legată de învățământul superior din Israel și ce se întâmplă cu el. În baza acestor informații, plus, foarte ușor poți căuta pe internet, ajungi la următoarea concluzie. În ziua de astăzi, ceea ce vă spun acum, pentru mulți cred că va fi foarte șocant și de uimit, 10% din studenții din Israel care pleacă peste hotare vin în Republica Moldova. Deci în Republica Moldova, în prezent, deține o cotă de 10% din piața Israelului legată de numărul studenți care pleacă peste hotare. De fapt, situația era să fie cu mult mai bună dacă nu se întâmplau anumite fenomene neplăcute pentru noi. Deci Israelul, studenții din Israel pleacă în mare măsură în trei direcții. Prima țară este Iordania, este clar, deci cauza este țara vecină și acolo pleacă cel mai mare număr de studenți evrei. Pe locul 2 este Statele Unite și aici cred că nu sunt întrebări, pleacă în Statele Unite, este cea mai mare economie a lumii și fiecare om vrea să ajungă în Statele Unite. Și acum, atenție, unde pleacă studenții evrei pe locul 3? Sunt trei țări care sunt în competiție și ele sunt, de fapt, împart între ele locul 3, 45. Vorbim despre Italia, Germania și Republica Moldova. Deci noi suntem de rând cu Italia și Germania în competiție pentru a fi a treia țară ca destinație pentru studenții din Israel. Din nefericire pentru noi, noi am pierdut această competiție și este legată de faptul că există și acolo, vă dați seama că este o piață, se duce luptă și s-au depus anumite eforturi pentru ca acum 3 ani de zile anumite specialități își piardă de diplomele emise de, eliberate de către autoritățile din Republica Moldova, nu mai sunt recunoscute în Israel pentru anumite specialități cheie unde veneau studenți. Deci au venit ani de zile sute de studenți, acum s-a spus gata, pe la această specialitate mai acceptăm și în felul acesta noi înregistrăm în prezent o scădere dramatică a numărului de studenți din Israel, pe de o parte, pe de altă parte pierdem cel puțin 15 milioane de dolari anual. Ce trebuie de făcut? Cred că țara noastră trebuie să atragă o mai mare atenție la ceea ce înseamnă serviciile educaționale. Vreau să vă spun că, de fapt, cu Israelul poate fi rezolvat problema. Noi trebuie să depunem eforturi ca să rezolvăm acest aspect legat de recunoașterea diplomilor. Cred că este efortul care trebuie să depună Guvernul Republicii Moldova și nu universitățile. Universitatea nu poate face nimic în privința acestui fenomen decât Guvernul Republicii Moldova trebuie să se implice. Ați întrebat, dar cine aduce studenții din Israel sau din alte țări în Republica Moldova? Eu îi numesc cărăbușii. Deci aici sunt foști studenți care sunt fie din Israel, fie din India, fie din alte țări, care au învățat în Republica Moldova. Mulți din ei s-au căsătorit cu cineva din Republica Moldova și tot ce fac ei în locul guvernului, în locul parlamentului, fără ca să fie plătiți din nimeni. De fapt, asta este afacerea lor.
recrutează tineri din Israel și îi aduc în Republica Moldova. Deci astfel de cărăbuși sunt foarte mulți. Dacă vrea Republica Moldova să fie, să se impună pe piața internațională a serviciilor educaționale, găsiți acești cărăbuși, găsiți acești oameni care aduc studenți în Republica Moldova, adunați-i într-o zi și întrebați-i ce trebuie de făcut să-i ajutăm ca să aducă mai mulți studenți. Deci ei sunt cei care recrutează pentru noi studenți, ei sunt, da, ei fac o afacere, da, ei câștigă bani, dar în final, Republica Moldova câștigă 100 de milioane de dolari anual și când ar fi de strană acești oameni, ne asigură să creștem exportul de servicii. Deci ați văzut aceste trei țări. Următoarele trei țări sunt exact în topul opus. Deci noi am avut cândva trei țări în topul. Prima este Ucraina. Aici bănuiesc ce s-a întâmplat. Studenții care învățau din Ucraina în Republica Moldova, cel mai probabil noi am pierdut competiția în relația cu România, deoarece veneau studenți din zona unde se vorbește limba română și acum pleacă în România. Deci aici mare lucru noi nu cred că putem face. Însă sunt două țări, Iordania și Siria. Deci sunt țările care aveau tradițional cândva o relație bună cu noi, legată încă de sistemul când relațiile pe dimensiune agricolă erau foarte intensă între Republica Moldova și Asia Mijlocii și în felul acesta ei vineau în Republica Moldova. Cu Siria nu credeți că este legat de război, ei de mult nu mai vin la noi. Din acest motiv Republica Moldova cu Universitatea Agrară, Universitatea Tehnică, la medicină vin studenții. Trebuie de văzut cu celelalte universități ce se poate de făcut ca noi să reușim să creștem număr de studenți astfel încât să atingem cotele necesare. Noi putem fi competitivi la tot ce înseamnă educațional. Universitatea Pedagogică din Tiraspol are studenți din țările cum ar fi Rusia, Turcia, alte țări pentru a pregăti profesori. Dacă noi vom depune efortul și dacă exportul de servicii educaționale va deveni o prioritate națională, noi foarte ușor ne putem dubla și tripla volumul nostru de export. Și în final, ca să finalizez, va fi o leacă pe notă tristă, dar pot spune în felul următor, eu chiar am dat așa o definiție. Studenții străini, o soluție pentru învățământul superior din Moldova, care în prezent suferă de practic trei boli puternice. Prima este legată. Nu vreau să vorbesc despre calitatea învățământului astăzi, nu este tema mea. Eu pur și simplu discut din perspectiva. Noi avem o problemă și dacă vă uitați atent în grafic, numărul de studenți în Republica Moldova a scăzut la 128.000, maxima istorică din anul 2006-2008, la 57.000 în 2019-2020. Acum avem o ușoară înviorare, dar această creștere care o avem în prezent, 2.000 de studenți, vreau să, nu știu cum vă vorbi, cumva mai atent, nu vreau să insult pe nimeni, dar această creștere este exclusiv datorată studenților care învață fără frecvență. De fapt, la noi număr de studenți la secția de zi, nu vreau să fac o discriminare, cei de la secția fără frecvență sunt mai rei ca cei de la secția de zi, este la o limită de jos, după mine, inacceptabilă și ceea ce ne salvează pe noi acum sunt studenți străini. Haideți să ne uităm care este ponderea studenților străini în Republica Moldova și cu aceasta vom finaliza. Dacă în 2006, deci 15 ani în urmă, din numărul total de studenți, 1,3% erau studenți străini. Iar în 2020-2021 numărul lor total este de 8%. Avem o scădere micuță în prezent și este legat de Israel. Deci la noi, de fapt, ponderea studenților a scăzut o leacă din cauza Israelului, dar și din cauza că în anul 2021 la noi a crescut numărul studenților fără frecvență. Dacă excludem fără frecvență, dar vă spun de ce cauză vreau să exclud fără frecvență, deoarece studenții străini, în mare lor majoritate, învață la secția de zi, întrebarea care trebuie să o punem, câți studenți străini se află în sălile de clasă? Sau câți din cei care vin la facultate sunt studenți străini? Dacă vă uitați atent, 15 ani în urmă erau 2%. În prezent sunt aproape 13%. Dacă vă uitați atent, în Republica Moldova, numărul de studenți străini în totalul lor au scăzut, iar la cei la secția de zi au crescut din ce cauză? Că la noi în anul 2021 au crescut studenții la secția fără frecvență, iar la secția de zi, din păcate, numărul lor a rămas foarte micuț, iar numărul de studenți străini, cota lor a crescut. De fapt, ți-am spune în felul următor, fiecare a 8-lea student din sala de clasă din Republica Moldova este unul străin. Și tot ce trebuie să facem noi, să înțelegem un lucru simplu, să ducem prezent o luptă enormă
pentru piața educațională internațională. Țările depun eforturi enorme ca să câștige bani din educație. Educația, în primul rând, studenții străini, pe de o parte, nu doar că îți permite să ai bani, cel mai important, studenții străini permite ca studenții noștri să fie incluși în circuitul și gândire internațională, că ei vin cu anumit background și cu anumite educații. Doi, permite să ne includem în circuitul internațional și permitem să asigurăm niște resurse financiare pentru universitățile noastre, ca ei să-și poată crește calitatea educației, să-și poată crește prestația lor. Scurt și pe final, serviciul educațional este un serviciu care, pe nedrept, a fost ignorat. În prezent, îl generează 100 de milioane de dolari anual, iar în țările de clasă, din 8 studenți, unul este străin. Și din acest motiv, eu cred că noi trebuie să atragem atenție, în special în țara în care a fost recordul de studenți, în Israel, trebuie să vedem care sunt impedimentele și în celelalte țări trebuie să ne gândim cum am putea crește numărul de studenți, cum am putea antrena companiile specializate pentru ca Republica Moldova, în perspectiva la 2-3 ani de zile, să ajunge minimul la 10.000 de studenți străini și care să ne genereze cel puțin 200 de milioane de dolari anual. Până aici, pentru ziua de astăzi, ne vedem data viitoare, unde vom discuta alte subiecte de importanță majoră pentru economia noastră. Vă mulțumesc pentru atenție!